Consilierii locali din Deva au decis într-o recentă ședință ordinară a legislativului din reședința de județ ca taxele și impozitele pentru anul 2022 să rămână nemodificate. Aceste dări către stat vor fi totuși ajustate conform prevederilor codului fiscal cu rata inflației, una mai mică de 3%, așa cum a fost ea comunicată de către Institutul Național de Statistică. Pot să vă amintesc că în data de 28 am avut ultima ședință ordinară al Consiliului Local din Deva. Hotărârea și votul nostru a fost pentru păstrarea impozitelor de anul trecut. Bineînțeles, a urgat rata inflației de 2,9%, dar am vrut să rămână acele impozite vechi pentru că a fost un an foarte greu. Populația a simțit-o din plin din cauza pandemiei, așa că să stea toată lumea liniștită, impozitele sunt cele vechi. Taxele și impozitele locale pot fi achitate începând cu data de 5 ianuarie, iar deveni persoane fizice sau juridice care facă respectivele plăți până în data de 31 martie vor primi o bonificație de 5%.